Când nu ai permis de conducere, îl falsifici. Pe acest principiu a mers un bărbat în vârstă de 47 de ani, prins de polițiști la Timișoara cu un permis fals. Bărbatul nu a obținut niciodată carnetul de șofer, așa că s-a gândit că ar fi mai simplu să îl falsifice. Norocul l-a părăsit însă când a fost oprit de oamenii legii. Polițiștii biroului rutier Timișoara au oprit pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 47 de ani. În urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie, dar a înmânat un permis de conducere care părea eliberat de autoritățile din Bosnia și Herzegovina, care s-a dovedit a fi fals. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține un permis de conducere și uz de fals. În urma probatorului administrat, bărbatul a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în centrul de reținut deținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Timiș, transmit reprezentanții IPJ Timiș.